Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Astăzi vă facem un review de pizza, așa că dacă vă place pizza, țineți aproape. Costina a avut o prezentare în afara orașului și a cumpărat câte o pizza pentru fiecare dintre noi. De fapt, ne-a trimis meniul și ne-am ales și am zis să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Aki este și el super agitat, vrea și el unde este pizza lui. Unde e pizza lui, exact. Deci este o pizzerie pentru cei care stați aici și cunoașteți zona, este în Cornwall. Și avem mai multe feluri. Costi ne-a dat, cum vă ziceam, meniul înainte și ne-am ales fiecare. Asta este Philly, adică de la Philadelphia. Arată foarte bine, o să vă facem review și după ce le mâncăm. Exact. Asta nu mai știu cine a ales-o, Philly. Tu, parcă, nu? Nu. Nu mai știu. O să vedem. Prosciutto, asta prosciutto. Isabella a ales-o. Foarte frumos, arată cu arugula. Achi le vrea pe toate să guste din fiecare, el s-a așezat în capul mesei deja. Așa? Asta e ce am ales eu, cu murături. Ce a ales Roxy. Cu brânză și cu castraveți murați și mărar. Ce, Aki? Complicat să ții. Nu ia 5, Aki. Ce ne facem? Și asta e a ta, Philly, înseamnă că e a lui Seba. Da, și asta e spicy, spicy goat. E cu brânză de capră condimentată. Aki. Că asta nu mai făceau meniu și aveau acum 3 ani și au rugat să ne facă una specială. Arată cu... foarte bine. O să vi le arătăm pendelete pe fiecare când le mâncăm. Aki tocmai a căscat de stres. Stresul mare aici cu toate pizzele astea. Da, și din păcate am avut un episod mai puțin plăcut cu el ieri dimineață și am decis să nu-i mai dăm absolut deloc mâncare decât mâncarea lui. Și am început de ieri. Poate vă povestește Costin ce s-a întâmplat. Regim, Aki. Da. Presupun că a făcut o criză de epilepsie și o să vedem, să mergem la doctor să ne confirme. Am luat randevu și... pentru săptămâna viitoare, da. Pentru că acum, fiind cu Paștele, nu... O să vedem ce cu el. Da, ne-a trezit ieri cu noaptea în cap, la 6 dimineața s-a întâmplat. Dar după aceea și-a revenit. Aki, jos! Hai, o să vedem. Începe degustarea. Aki, bineînțeles că este și el la masă, ca de obicei, dar nu are voie. Să primească. Ia să vedem, trebuie să dăm capacele jos, Seba, ca să se vadă într-o parte, să se vadă și pe cameră. Isa! Ea este Aki, ești acolo. Ia să vedem dacă... Aki, hai, dă-te jos. Hai, Isa, la masă. Fiecare, prosciutto. Exact, fiecare ne spune, acum facem review la pizza. Și o spune, dea frumoasă. Hai, că el o să primească... Nu primește deloc. Trituri de ale lui. Exact. Hai să vedem. Vi le-am arătat mai devreme. A mea este cu brânză și cu pickles, cu murături, castraveți murați și mărar. Isa, tu ai avut prosciutto cu prosciutto și arugula. Exact. Și Seba are Philly. Da. Și Costin are... Brânză de capră. Spicy. Exact. Spicy goat. Bine, o să încercăm fiecare și din celelalte. Mai ales dacă nu vă place. Dar hai să vedem. Mă rog, nu e arată. Fresh, deci trebuie să ținem în cont. Exact, nu este chiar... Wow. Isa are primele reacții. Wow. Chiar este bună asta. N-am făcut niciodată. E extraordinar de bună. Castravetele la murat, subțire. Foarte bună combinația. Restul, ce reacții aveți? Foarte sau bună. Nu mai aveți reacții de ce bună e? Foarte bună. Facem review la final, după ce gustăm din toate, fiecare poate să facă un top. Da. Gata pentru review și pentru ranking? Să faceți... da? Hai, începe tu. Cine a venit la review? Numărul 1, evident, aia mea. Da? Explică cu ce era. Cu prosciutto și arugula și parmezan. Foarte simplu, foarte bun.
Da. Al doilea loc, aia lui tati, îmi place goat cheese, un pic de spice. Brânza de capră. Da. A treia e aia lui mami, pentru că este diferită, specială și are și gust bun. Da. Pardon. Aoleu, scuze. Ultimul loc, aia lui Seba, nu-mi place gustul de maioneză. Da, nu prea merge pentru nicio șansă. Mine. Am înțeles. Seba, la tine care e ordinea? Pe ultima, aș zice că este aia lui Isa, pentru că cu arugula i-ar trebui ceva în plus. Un pic de sos. Da. Am înțeles. A treia este aia ta cu... brânză. Da, cu brânză. Cu murături. Da, cu murături. Este, e bună, dar mi se pare așa simplă și ca cașcaval. Mie asta îmi place, așa. Foarte bine. Da. A doua. Urmă aia lui tati. Și prima a ta. Da. A ta fiind cu... cu vită și cu un pic de sos de maioneză și da, cu roșii, are niște roșii, are ceva. Nu, are ardei capia, da. Murați. Murați, da. Copți. Interesant. Și da. Ceapă verde pare să aibă un bun. Da, Isa? Ceva constructiv care aș vrea să adaug pe asta mai, cred că brânză de capră adăugat pe asta ar fi și mai... sau fi o bulă, o bulă de burrata în mijloc și aia o pui pe... asta ar fi păi foarte ții minte pentru când o să facem noi. Da. Costin? Veni și Anche, vezi să evalueze la pizza. Deci, numărul 1... îmi place a mea, care e cu brânză de capră și cu salam genovez, are deasupra și cu roșii. Și, da, spicy nu prea am înțeles de ce zic. E un pic, dar nu extra. Așa. A venit judecătorul principal aici la mâncare. Numărul 2 este a lui Isa. Numărul 3 a ta cu murături și a 4 a lui Seba. Am înțeles. Iar mie, evident, mi-a plăcut a mea, în primul rând, apoi mi-a plăcut a lui Seba, a treia a lui Isa și ultima a fost a lui Costin, care nu mi-a plăcut, cred că salamul ăla nu avea un gust care să-mi placă. Înțeles. Deci e important e că fiecare are pe primul plan, primul loc ce și-a ales el. Și nu a fost dezamăgit de alegerea făcută, nu? Da. Și putem să ne inspirăm, adică eu clar vreau să încerc rețeta ala asta a mea când o să facem noi în casă. Nu știu voi dacă ați fost inspirați de alegerile voastre și putem să le reproducem sau parțial, dar da, pizza a fost foarte bună. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit! Mersi mult! Ceau! La revedere! Ce face Achilon? Achilon! E cu gura la mine în pizza. Cu nasul, doar să adulmece. Da. Salamul ar fi avut alt gust și ne gândeam care ar fi fost, cum se zice, ordinea dacă ar fi mâncat fierbinte, ar fi mâncat la... Da, probabil că la al tău n-ai fi simțit gustul așa de salam, acum fiind răcit. Exact. Nu e la fel de bun. A lui Isa este ok, pentru că tu ai prosciutto care trebuie să fie cald. Și a mea la fel, fiind doar cu castraveți murați și brânza. Sigur că toate ar fi fost mai bune dacă erau calde, dar a mea și a lui Isa cred că sunt ok și dacă sunt mai reci. Cutiile s-au cam golit, nu? Da.